Jenica, draga mea, nu fi supărată. Ce se întâmplă cu tine? Sunt foarte supărată. De ce ești supărată? Pentru că ei au vrut să intre în casele oamenilor și eu vreau să intru în casa recordurilor, ăsta, în cartea recordurilor. Cartea recordurilor, o să intri. Domnilor, ce... lasă-mă în pace, nu mai vorbi peste mine că m-ai mâncat toată seara. Lasă-mă să-mi fac și eu numărul. Ce seară, ce premii, ce emoții. De când am auzit că o să prezint gala asta, eu nu mai am somn și liniște. Sunt disperată și nu vrea să mă ajute nimeni. Nu mai am încredere nici în bărbatul meu care nu vrea să mă sprijine, nici în nepoata mea care e de altfel o fetiță foarte dulce și se joacă cu mine toată ziua și mă așteaptă câte o oră după ușă să mă sperie când trec. Și eu când trec, gândindu-mă la ce să zic pentru această gală, bau! Eu scumpă, v-am spus! Eu scumpă! Nu știu ce să fac. Vă rog să mă credeți că am niște emoții enorme. Am încercat să număr oi, sâmburi de struguri, să număr maimuțe. Degeaba, zic, trebuie să fac ceva să mă liniștesc. Trebuie într-un fel să mă liniștesc. Gata, să mă calmez. Mă gândesc la o mare calmă, la o mare frumoasă, la un ocean infinit. Și mă uit la bărbatul meu și când îl văd cum doarme, mi se urcă sângele în cap și zic, bă! Trezește-te că vreau să te întreb ceva. Zice, da, dacă noi doi am fi într-o barcă pe un ocean imens și ar sări un rechin care ar deschide gura larg, dar larg! Și m-ar mușca rău, dar rău, de o mână și de un picior și apoi m-ar arunca în apă. La care el se uită la mine așa cum am uitat eu la toți cei care au luat premii. Și îmi zice, ce întrebare este asta? Una foarte simplă, pentru că am luat bilete și mergem la vară în Oceanul Indian, noi doi. Și el zice, bine, de care mână și de care picior te-a mușcat? Mă zic, ești nebun? Asta e întrebare? Ce contează, mă, care mână și care picior? Zice, contează. Contează, pentru că ai zis că te-a dat jos din barcă. Și dacă îți lipsește mâna stângă și piciorul stâng, înseamnă că atunci când înnoți să vii la barcă, te învârți de nebună în cerc. El este un sensibil, este atât de sensibil că nici nu duce gunoiul. Nu vrea să-l ducă. Noi stăm în centrul orașului, iar pubela este la capătul străzii. Și e negură beznă pentru că fură ăștia becurile. A dus-o și el, da, a dus-o. A dus gunoiul, de fapt, a dus două seri la rând. Și dacă îl vedeați cum fugea la întoarcere, ziceați că e Olanda Balas și în tinereți. Nu mi-e frică de nimic. Să știți că mie nu mi-e frică. De când cu gala asta mi-e frică, așa, eu nu sunt fricoasă, să știți. Dar de când cu gala asta mi-e frică și de pisica de pe gardul vecinului. Cred că am și lovit-o. Din greșeală. Cu un topor. Oh, ce emoție am. Nu pot să vă spun că m-am gândit că dacă nu duce el, duc eu gunoiul. Și m-am dus două săptămâni. Acum două săptămâni, prima dată, măi, fraților. Nu știu ce s-a întâmplat la gunoi. Că am auzit mă zic, ce-o fie asta mâncați așa? Să fie șarpe. Să fie crocodil. Să fie urs. Nu vă dați seama cum am fugit. Și am fugit. Și am vrut să deschid poarta. Și am rămas cu clanța de la poartă și am închis poarta invers. Am sărit gardul, am intrat în casă. Și când intru în casă, cu clanța în mână, nepoată mea după ușe. Bau! E scumpă. Eu v-am spus că este o scumpă. Doamne, cum să mă liniștesc? Ajută-mă, Doamne, să mă liniștesc. Ce să fac eu cu clanța asta în mână? Și am spus nepoate-mi, du-te tu! Și s-a dus fata să ducă gunoiul. Are 8 ani. Dar cred că și ea a auzit fâsâitul ăla, că eu cu bărbatul meu mă uitam pe geam. Și când am văzut că fata vine în fugă, am închis ușa și poarta. Și fata a intrat în casă pe horn. A așteptat fata a doua zi, seara, să-i spun și eu o poveste de noapte bună și eu mă plimbam ce să-i zic la gală, cum să zic la gală, ce să prezint la gală. Și am uitat de fată și dimineața, când m-am dus în camera ei să o trezesc să meargă la școală, fata nu era în pat. Am înnebunit, am deschis ușa, am văzut că nu este și cu ultimele puteri, fata împinge de ușă și zice, bă, și i-a venit rău.
vă dați seama și dumneavoastră, hai să facem ceva, să trecem peste momentele astea și eu să mă pun pe picioare pentru această gală. Hai să vedem un film. Și a ales nepoată mea un film frumos. Un film, am luat floricele la cutie, filmul de groază, am mâncat și cutia. În sfârșit, gata, hai să ne culcăm, că o să fie gala peste câteva zile. Bărbatul meu lemn. Ne-am culcat, dormeam și pe la 1 noaptea... Bang, 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 bang! Zic, aoleu, m-am ridicat în fustic, măi, zic, tu ai auzit? Ce? Nimic? Nu. A căzut la loc. Zic, hai, mă culc, am halucinații de emoție. Iar încerc să adorm. Scăț! Bang, 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 aoleu! M-am ridicat. Zic, ce mă fac? Zic, o iau în vârful picioarelor. Pe hol. S-a prins lumina. Eu m-am gândit ca proasta. Că cine este o să fugă de lumină. Și când pun mâna pe comutator, bau! Mă, fraților, mă, iubiții mei, mă, să nu mă întrebați cum am sărit gardul, halat, și acum e halat un gard. Am urcat în mașină. Eu nu conduc. Am avut cheile, am deschis mașina, am urcat în mașină. Oh, Doamne, eram atât de speriată că mă gândeam dacă ăla care a zis bau nu e nepoată mea și e Liliacu din filmul ăla. Ce mă fac? Zic, Doamne, dau cu mașina în spate, așa cum am eu instinctul că carnet n-am, și când mă uit în spate... Bărbatul meu era în chiloți pe banca din spate. Zic, tu ce faci aici? Ai auzit și tu? Zice, da. Păi și de ce n-ai trecut pe la șofer? Păi am vrut să intru pe la șofer și... Bau! Mi-a zis Liliacu din filmul de la... Doamne! Vine gala și nu știu nimic și este foarte multă lume acolo și mă duc în cimitir. Eu stau lângă cimitir. Mie nu mi-e frică de cimitir. Nu mi-e frică! Că acolo am copilărit și încep să învăț pe o bancă, în cimitir. Și în ce învățam, trecea un domn cu pălărie în stânga și același domn cu pălărie în dreapta. Și mă întreabă, ce faceți? Aia zic, ce să fac? Repet pentru... Am o gală, învăț ceva, e un loc mai liniștit? Zice, nu vă e frică de cimitir? Zic, nu, nu mi-e frică de cimitir, pentru că eu aici am copilărit. Zic, dar dumneavoastră, nu vă e frică să vă plimbați singur prin cimitir? Zice, acum nu. Îmi era frică când eram viu. Vă dați seama? Și am fugit și am zis, nu se poate. Eu nu pot să învăț nimic pentru gală. Am ieșit afară, zic, comand un taxi. Ce să comand, că tot mai trecea un taxi, am urcat în el. Nu m-a întrebat ăsta unde mă duc, nimic. Am început să repet și vreau să întreb șoferul câte ceasul. Și taxi nu avea șofer. Măi, fraților, taxi n-are șofer, unde mă duc? Am vrut să sar din mașină, mașina era ners. Ce credeți dumneavoastră? În fața mea apare un sens giratoriu. Aoleu, fac cruce! Tatăl nostru care zice, țip, zbiera, bordate! Și pac, într-o mână. Pe ce am? Întoarce de volan și ocolim sensul. Nu mai mergem 100 de metri, al sens, acela strigă, aaaa! Aceeași mână, pac, trage de volan. Aoleu, măi oameni buni, când ne-am apropiat de ambasador, mergea mașina, dar nu atât de tare și am sărit din mașină. Am sărit din mașină și am venit aici. Când să intru în fața sălii, doi bărbați, ce băi, ia uite-o pe aia. Zic, m-am recunoscut, sunt fan de-ai mei, dau să intru, am zis că îmi cer un autograf și zice, nu vă supărați. Dumneavoastră sunteți nebuna aia care a urcat în taxi pe care îl împingeam noi? Cam asta e, dragii mei. Jeni Nicolau, un moment de excepție. Bravo, Jenica. Aș vrea să vă spun ceva foarte important pentru mine. Pentru mine ca actor. Mi-am găsit foarte greu loc, dar primul loc l-am găsit aici. Aș vrea să-i mulțumesc unui om care a avut încredere în mine, care mi-este prieten și care este unul dintre cei mai dragi oameni în sufletului meu, cel care a semnat și acest text, cel pe care n-ar trebui să-l pomenesc pentru că l-a făcut prea mare, prea lung. Îl iubesc
Și mulțumesc lui Cosmin Alexandru Man. Jenny, știu că ești emoționată, dar avem o surpriză pentru tine și aș vrea să-ți păstrezi emoția. Avem și un trofeu pentru tine în aplauzele voastre. Jenny Nicolau! Și un material frumos vreau să-l privești împreună cu noi. E pentru tine, Jenny! Când spui Jenny Nicolau sau Jenica noastră, cum ne place să o alintăm, deja zâmbești și viața ți se pare mai frumoasă. De ce femeile căsătorite sunt mai grase decât cele necăsătorite? Cele necăsătorite vin acasă, deschid frigiderul și se duc în pat. Cele căsătorite vin acasă, văd ce au în pat, și se duc la frigider. Cu siguranță pentru asta s-a născut, să ne bucure și să ne dăruiască zâmbetul absolut necondiționat și să ne învețe, așa cum singură spune, să facem o sărbătoare din fiecare zi. Eu sunt fată din popor și vreau la televizor. Am tupeu la kilogram, nicio manieră n-am. Să nu credeți că întotdeauna i-a fost ușor. Viața e și cu bune, dar și cu rele. Dar ea, Jenny, știe să rețină pe cele rele în sufletul ei, chiar dacă închise dor mai tare, pentru că atunci când pășește pe scenă, să rămână bunele pe care să ni le dea nouă. Iubește oamenii și este recunoscătoare publicului ei mai mult decât orice. În care sunt acum, o fac cu toată sinceritatea și cu toată dragostea mea. Dacă ar fi să îngenunchez, aș face-o de două ori pe zi. Odată în fața lui Dumnezeu să-i mulțumesc că mă îmbrac singură și a doua oară în fața dumneavoastră și am să vă spun și de ce. Dacă timp de 25 de ani nu mă ascultați la radio, nu vă uitați la televizor, nu cumpărați casetele, eu nu aveam ce să caut aici. Vreau să vă mulțumesc. Astăzi e rândul nostru să-ți mulțumim pentru fiecare zâmbet pe care ni-l dăruiești, să ne trăiești, Jenico, și să ne înveselești, că avem nevoie! Jenny Nicolau, permite-mi să te strâng în brațe, să te pup, să primești aplauzele colegilor tăi ce te iubesc sincer. Și să-ți mulțumim că ne-a dus zâmbete, știu că emoția e foarte mare. Trofeul e pentru tine, îl meriți, meriți mai mult decât atât. Meriți toată dragostea noastră și dăruirea ta cu care faci această meserie ar trebui să o avem cu toții. Jenny Nicolau! Vă mulțumesc! Mulțumesc din toată inima televiziunii Etno, care mi-a făcut un loc cu mulți ani în urmă. M-am străduit enorm să ajung la inimile dumneavoastră. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră cei prezenți aici. Televiziunea Etno este televiziunea sufletului meu și încă o dată mulțumesc Cosmin Alexandru Man pentru tot ce ai făcut pentru mine ca artist. Îți mulțumesc! Jenny Nicolau, dragii mei,